O avem alături pe Alina. Bună, Alina! Bună, Adi! Cursantă din echipa Radu Team. Alina, spune-ne, te rog, cu ce probleme te-ai confruntat înainte să apelezi la programul de online coaching, deoarece cu programul online Elimină Celulita ai început? Am început deoarece ajunsesem într-un punct în care kilogramele deja deveniseră o bătaie de cap din punct de vedere medical, dar și al stării mele de bine zi cu zi. Munca de birou mă afectează foarte mult și atunci am decis că trebuie să fac o schimbare în viața mea. Te urmăream de foarte mult timp și am ajuns în punctul în care am zis acum trebuie să te contactez să fac o schimbare. Câte kilograme ai avut înainte? Înainte să începem am avut 92 de kilograme. 92 de kilograme. Tu mi-ai spus că ai și o problemă la șold care... Mă rog, greutatea afecta și această afecțiune. Da, am o proteză de șold, am făcut o intervenție chirurgicală în 2018. Slăbisem foarte mult după operație pentru că am făcut recuperare, dar m-am delăsat în timp și automat kilogramele s-au acumulat. Și atunci, în primul rând, am apelat la tine din punct de vedere medical. Automat schimbarea mi-a adus încredere în mine și multe alte lucruri frumoase, dar pentru mine a fost medical. Da. Știu că înainte noi am luat antrenamentele de la zero, da. Și știu că înainte te mișcai foarte greu și ușor, ușor, treptat, uite că ai ajuns să faci exercițiile corect, să le faci la o intensitate mult mai mare. Iată, acum ai venit și în sală, te descurci de minune. Cum a influențat sportul bunăstarea ta și sănătatea ta? Mi-a fost foarte greu la început, în condițiile în care nu mai făcusem mișcare de ani de zile. După prima săptămână nu puteam să mă ridic din pat din cauza febrei, dar încet, încet mi-am dat seama că oricât aș fi de obosită, după prima jumătate de oră de antrenament, parcă recapăt tonusul și sunt alt om și după aia aș face mult mai multe. Adică ești alt om, deci sportul este foarte important. Acum cât timp ai început colaborarea cu mine? În ianuarie. În ianuarie. Deci în momentul acela tu ai avut 92 de kilograme. Da, da. Ok. Acum câte kilograme ai? Acum am 72. 72? Da. Și cum te simți? Care este feedback-ul tău? Mă simt alt om. Pot să spun că nu mă recunosc. Mă uit în oglindă de foarte multe ori la mine și parcă nu sunt eu. Pe lângă faptul că vine bucuria că aveam un dulap, jumătate din dulap, nu mă mai încăpea. Acum, în fiecare zi, revin la toate hainele frumoase pe care le purtam într-o anumită perioadă și după aia nu le-am mai putut purta, dar mă simt alt om. Deci, pur și simplu, pot să spun că sunt altă Alina, cu altă încredere în mine și cu multe alte lucruri bune. Cum te simți atunci când te uiți în oglindă și vezi că ai un minus de 20 de kilograme? Nu mă recunosc. Nu te recunosc. Da, am momente când nu mă recunosc, am momente în care mă mai văd grasă, dar îmi dau seama că nu mai sunt, că de fapt sunt altfel, dar nu mă recunosc de cele mai multe ori. Bineînțeles, drumul continuă, încă categoric. Obiectivul nu este la final, mai avem ceva, un pic de muncă. Ce le recomanzi doamnelor și domnișoarelor care au aceeași problemă pe care ai avut-o tu la început? Mie tot timpul mi-a fost frică de diete, din perspectiva faptului că o să mor de foame. Dar colaborarea cu tine mi-a demonstrat că, de fapt, nu slăbești prin diete, slăbești printr-un stil de viață sănătos și chiar mănânci mai mult decât aș fi crezut eu că pot mânca într-un regim alimentar, ca să-l numesc așa, deși e mai mult un stil de viață sănătos. Și să aibă încredere în tine, în ele, că orice și-ar dori pot să facă și nu există, nu se poate. Uh-huh. Ce apreciezi la programul meu, la online coaching, ca și feedback? Susținerea ta, 100%, încurajările tale, ale colegelor mai mult, devotamentul și grija ta pentru noi. Uite, acum tu ești un exemplu pentru celelalte colege care sunt la început. Tu le încurajezi, ai văzut că și la antrenamentele online, te dau exemplu pe tine. Te-a ajutat faptul că ți-am monitorizat fiecare masă în fiecare zi? Da, da. Este, chiar dacă uneori nu apucam să-ți trimit, dar la timp, chiar atunci când mâncam, dar faptul că îmi vezi fiecare masă m-a ajutat să-mi dau seama ce pot să mănânc
cât pot să mănânc, cum pot să mănânc și să nu mă frustrez că nu pot să mănânc anumite chestii de care eu mi-e poftă, că până la urmă suntem oameni. Dar cu ajutorul tău mi-am dat seama că pot să mănânc bine, sănătos și să fie totul ok. Am înțeles. Îți mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu. Ai un mesaj pe care să-l transmiți doamnelor care sunt în situația în care ai fost tu? Da. Nu vă delăsați. Încercați tot timpul să aveți grijă de frumusețea interioară, dar și exterioară. Din păcate, nu e... Perioada este un pic mai dificilă, să avem mai multe probleme, dar trebuie să ne aducem bucurii zi de zi și sportul și modul de a învăța, să avem grijă de noi, este o bucurie care ne aduce atât pe moment, dar și pe termen lung, bucurie și mai mare și satisfacție și împlinire. Foarte frumos spus. Mulțumesc frumos, Alina. Mulțumesc și eu. Și să ne vedem cu noul obiectiv atins. Da.